tind să cred că tot ceea ce se întâmplă în viață are un sens. Dar mai mult decât asta, lucrurile rele care se întâmplă, lucrurile, hai să nu zic neapărat tragice, dar lucrurile care am fi vrut să se întâmple altfel, au totuși o cauză. Și este foarte simplu să abandonezi atunci când se întâmplă lucruri pe care nu le-ai prevăzut și pe care nu le-ai dorit și să zici, am ghinion, numai mie mi se putea întâmpla asta, ce aiurea și așa mai departe. Însă, de fapt, ar trebui să încerci să cauți cauzele care au determinat la acest ghinion, între ghilimele. Pentru că absolut orice lucru ni se întâmplă are în amonte anumite evenimente care s-au întâmplat și s-au aranjat în așa fel încât acel lucru pe care noi nu ne-l doream să se întâmple. Altfel, gândește-te cum ar fi dacă la un accident de avion, de exemplu, cei de la aviație ar zice pur și simplu, ghinion s-a întâmplat. Ei nu fac asta, dar ce fac? Analizează exact să vadă care sunt cauzele care au dus la acest eveniment neplăcut. De ce? Ca să nu se mai repete niciodată. Și asta e lecția pe care am învățat-o și eu și care îți sugerez să te gândești și tu la ea. De fiecare dată când se întâmplă un lucru pe care n-ai fi vrut să se întâmple, un lucru pe care nu ți l-ai dorit, încearcă să analizezi motivele pentru care s-a întâmplat acest lucru. Dacă ai făcut o afacere care n-a avut succes, încearcă să analizezi de ce n-a avut succes. Dacă ai făcut o investiție care a mers prost, încearcă să analizezi de ce a mers prost. Gândește-te la asta de fiecare dată când se întâmplă ceva rău și vei avea mult mai mult de câștigat decât dacă te vei plânge și vei spune că sunt ghinionist și n-am nicio șansă. Pentru că mai este o vorbă. Omul își face norocul cu mâna lui. La fel și din ghinioane putem învăța. Îți doresc succes și chiar sunt curios. Care e părerea ta? Există ghinion sau există doar lecții de învățat din fiecare lucru care ni se întâmplă?